Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou video! Astăzi vorbim puțin despre prețul Bitcoinului, care se pare că se menține foarte bine, și vom intra un pic în analiza fundamentală pe articolul pe care l-am publicat de curând și de care n-am reușit încă să îl arăt și pe video. În momentul de față, Bitcoin este la 41.481 de dolari și arată din ce în ce mai mult a acumulare. Atâta timp când noi vom sta aici în zona aceasta și nu vom sparge zona de 39.000 de dolari, suntem într-o zonă, să zic, binecuvântată, pentru că s-ar putea să se formeze o acumulare din ce în ce mai lungă. Dacă stăm bine să ne gândim, în momentul de față suntem aproape la 50% cădere de la all-time high. Aproape. Ceea ce presupune, ca să faceți o idee în comparație cu exemplu personal, media mea de cumpărare din 2018 aproximativ până la începutul bull run-ului, la finalul 2020, a fost de 10.000, 8.000 de dolari. Dar nu mă supăram dacă era 10.000 de dolari, nu mă supăram dacă era 11.000 de dolari, adică nu mă supăram dacă era pe minus 50% de la top, de la 19.000 de dolari, unde a fost în 20 decembrie 2017. Nu mă supăram chiar deloc. Ce vreau să spun cu chestia asta este că în perioada următoare, din punctul meu de vedere, cât timp suntem pe minus 40%, minus 50%, minus 60%, suntem într-o zonă bună de acumulare, pentru că prețul, bazându-ne pe trecut și bazându-ne pe experiența mea, a stat foarte mult într-o zonă de minus 40, minus 50% în 2018, 2019, 2020. Uitați, între 14.000 stopul și în 2020 a fost această cădere la 3.000 de dolari, unde mai puteai să acumulezi. Probabil dacă în viitor continuăm această zonă de acumulare, să fie zigzag și să mai avem niște surprize de căderi, de exemplu, până pe la 30.000 de dolari, 35.000 de dolari, după aceea iar să-și revină exact cum s-a întâmplat în 2020, nu se știe. Dar din punctul meu de vedere, Bitcoin arată bine atâta timp cât nu se confirmă acest bear flag. Haideți la analiza fundamentală. La analiza fundamentală, după cum știți, cei care sunteți în comunitatea exclusivistă iBlock și ca să intri cu comunitatea exclusivistă iBlock, trebuie doar să intri pe linkul de mai jos, pe iBlock.ro/câștigă-SIB, să inventăm Bitcoin și să urmărești și să faci următorii pași. Să lași un comentariu la acest video și doi, să-ți adaugi numele și e-mailul și să te abonezi la newsletter. Și dacă te abonezi la newsletter, vei avea ocazia să primești regulat analiză fundamentală gratuită a pieței de criptomonede, ca să înțelegi ce se întâmplă și la nivel de fundamental, nu doar la nivel tehnic, pentru că la nivel tehnic este plin YouTube-ul de analiză tehnică. Din tot articolul ăsta pe care vi-l arăt aici, am ales câteva grafice pe care vreau să vi le arăt. Și unul dintre grafice este acesta în care arată poziția de retrageri sau de puneri în piața, în exchange-uri. Și dacă intrăm pe ce a scris colegul meu Iulian, retragerile te vor face să zâmbești. Roșu reprezintă retrageri, verde reprezintă depuneri, negru reprezintă prețul. Ce e important să înțelegeți, pentru că probabil sunteți mulți care urmăriți acest video și vreți să înțelegeți mai bine despre ce este vorba. Atunci când sunt depuneri în piața de criptomonede, se așteaptă la o cădere a prețului. Atunci când sunt retrageri din piața de criptomonede, oamenii acumulează sau balenele acumulează sau entitățile acumulează Bitcoin sau criptomonede și se așteaptă să nu cadă prețul.
își securizează fondurile trimițindu-le la ei în wallet-ul lor personal și nu deținându-le pe exchange-uri. Oamenii care intră pe piața de criptomonede în general nu știu că există posibilitatea de a deține tu aceste active magice și le lasă pe exchange-uri. Acest lucru este riscant de cele mai multe ori, mai ales când e vorba de sume mari. De aceea, cei care fac retrageri de obicei sunt balene, sunt entități care acumulează foarte mult și nu sunt dispuși să-și asume riscul de a deține aceste criptomonede pe exchange-uri. Și observăm că în ultima perioadă retragerile au fost foarte, foarte puternice. Retragerile de Bitcoin de pe exchange-uri au mai fost atât de puternice doar în trei momente în istorie. Mai 2020, stabilirea unui maxim istoric în 2020, înainte de un maxim istoric în 2021. Și acum se pare că avem un nou record de retrageri, ceea ce este un lucru deosebit de optimist. Și analiza fundamentală de care vorbesc eu acum s-ar putea, având în vedere că ce vă arăt eu este destul de bullish, s-ar putea să ajute piața și acest bearish flag să nu mai fie confirmat, adică să nu se confirme prețul sub 38.000 de dolari și să pice mai jos. Mergem mai departe. Următoarea poză pe care vreau să vă arăt este cum s-a mișcat Bitcoin în ultimul un an de zile și rezervele de Bitcoin nemișcate de un an sau mai mult sunt la maxim istoric. Din ce în ce mai puține persoane își mișcă monedele de pe blockchain. Acest lucru la fel este un lucru pozitiv, că atunci când nu se mișcă monedele de pe blockchain, nu se mișcă monedele din wallet-uri, arată de fapt că oamenii nu vând OTC, adică nu se întâlnesc persoane sau entități și își fac transferuri între ele ca să vândă sau să cumpere Bitcoin în afara exchange-urilor. Și de un an de zile acest lucru este din ce în ce mai evident și la fel este un lucru deosebit de bullish. Observăm că vedem 61,3% a fost în ianuarie 2016 și prețul a crescut, după aceea 63% a fost în iulie 2020 și prețul a crescut și acum suntem la 63,7%. Nu știu ce se va întâmpla. Trecutul ne arată că prețul crește atunci când sunt foarte puține entități, persoane sau știu eu wallet-uri care fac transferuri între ele. Adică efectiv oferta de Bitcoin nu se mișcă, asta înseamnă că oamenii așteaptă. Combinat cu faptul că sunt și retrageri de pe exchange-uri, aceste două lucruri sunt extrem de pozitive. Mergem mai departe, un alt lucru deosebit de pozitiv este supply shock-ul. Supply shock-ul este șocul de ofertă. În orice piață, de exemplu, atunci când nu mai există ofertă dintr-un bun sau serviciu, prețul crește. De exemplu, mergi la piață la tine în orașul local și dacă nu există oameni care să ofere roșii, de exemplu, sunt foarte puțini oameni care oferă roșii și există cerere pentru roșii, prețul crește foarte mult. Acum, se întâmplă ceva de genul acesta și în cazul Bitcoin, pentru că să vedem ce a scris și Iulian, șocul de aprovizionare al ofertei lichide maxim e la maxim istoric. În momentul de față, conform șocului de aprovizionare, adică ce vă spuneam adineaur, prețul Bitcoin ar fi trebuit să fie mult mai ridicat. Frica de piață din piață se poate măsura în acest fel. Chiar dacă șocul este ridicat, iar rezervele disponibile de achiziție sunt puține, prețul este mic. Deci oamenii, chiar dacă există un șoc de aprovizionare, din punct de vedere tehnic, oamenii încă sunt fricoși să acumuleze și acumulează doar smart money, probabil. Un singur catalizator poate să facă piața să realizeze acest imbalans și să îl corecteze. Creșterea următoare are potențialul de a fi cea mai mare din istoria Bitcoin dacă măsurăm în dolari. Aici sunt cuvinte foarte, să zic, curajoase scrise de Iulian, dar e adevărat,
E nevoie doar de un catalizator, de un lucru care să provoace cererea maximă de Bitcoin și dacă se va întâmpla acest lucru, nefiind mult Bitcoin în circulație, prețul va exploda. Deci avem trei, să zic, trei lucruri super bullish pe care, la nivel fundamental, și anume retrageri foarte multe din exchange-uri, oferta nu s-a mișcat de mai bine de un an, majoritatea ofertei, aproximativ 63,7%, nu s-a mișcat de mai bine de un an, e la all-time high chiar, în comparație cu trecutul, și există foarte puțin Bitcoin în circulație care, dacă apare un catalizator, o cerere, poate să facă prețul să explodeze. Cam asta este cu acest video. Vă mulțumesc foarte mult pentru că l-ați urmărit. Haideți să vedem încă un lucru pe care vreau să vi-l mai arăt. Intrați pe Twitter și dați follow la Daniel Sess, adică la mine. Aici o să postez și lucruri care nu sunt neapărat despre cripto, o să povestesc și o să scriu despre educație financiară și despre cum, care este călătoria mea în tot acest domeniu. Și anume, aici, de exemplu, am povestit cum îți măsori averea ta personală și am dat un exemplu real. Adică, venitul minus cheltuieli egal profit, profitul plus active minus datorie egal avere. Notez în fiecare lună rezultatul de la formula 2, faci un grafic cu toate lunile și o să-ți dea ceva de genul ăsta dacă te ocupi de acest lucru și ești disciplinat. Asta este, practic, averea mea personală, care din 2017 până în prezent așa arată. Nu am pus cifre pentru că nu contează, dar mi-am măsurat acest lucru și asta mă face și îmi dă motivația să merg mai departe și să mi-o cresc, să ajung independent și să fiu independent financiar, astfel încât să-mi fac regulile mele, să nu depind de nimic și nimeni. Așa că îți recomand să intri pe Daniel Sess pe Twitter și să-l urmărești pentru că are informații foarte interesante. Nu uita, te aștept în comunitatea exclusivistă să inventăm iBlock, unde după ce ne adunăm mai mulți o să urmeze să fac și webinarii gratuite, poate și întâlniri în viața reală, sigur de fapt o să faceți și întâlniri, seminarii, întâlniri în viața reală și o să primiți analize fundamentale cu prețul despre Bitcoin și prețul Bitcoinului. Aș mai avea un lucru să spun, dar o să-l spun la următorul video pentru că nu mai am timp, am stat deja 13 minute și ajunge. Haideți să vedem cine câștigă cartea Să inventăm Bitcoin și atenție, cartea Să inventăm Bitcoin va fi câștigată doar imediat după ce dau start și apare un câștigător, acel câștigător trebuie să se afle în comunitatea exclusivistă, adică efectiv o să-l verific dacă și-a băgat adresa de e-mail în comunitatea exclusivistă. Doar atunci va putea câștiga cartea Să inventăm Bitcoin, exact cum am făcut, cum am scris pe această pagină, unde te rog să intri și tu să te abonezi. Hai să vedem cine câștigă. Nu merge, nu mă lasă. Cred că trebuie să iau clipul de ieri. Nu, download. Nu vreau să-l descarc, vreau să-l iau. Asta este, nu este clipul de ieri. Clipul de ieri este acesta. Și luăm, copiem. Îl intrăm aici, nu, și apăsăm, punem link-ul, filtrăm comentariile duplicate și dăm start. Și cartea Să inventăm Bitcoin se va duce în mâinile lui FKP grupa 2. Adică acest FKP a câștigat cartea Să inventăm Bitcoin dacă este abonat la newsletterul iBlock și este în comunitate exclusivă. Sună foarte bine pentru mine, legalitate, transparență, comunitate, prioritate. Am înțeles. Deci, dacă vrei să intri în legătură în posesia cărții, te rog, lasă-mi un e-mail pe office@iBlock.ro. Eu o să verific dacă ești în comunitatea iBlock și dacă ești în comunitatea iBlock, o să primești, o să-ți trimit cartea Să inventăm Bitcoin, dar în format audio dacă vrei sau format fizic unde trebuie să plătești transportul. Îți mulțumesc din tot sufletul că mă urmărești și vă mulțumesc tuturor că mă urmăriți. Ne vedem la următorul clip și vă doresc sărbători fericite și liniștite. Numai bine!